Viața este frumoasă și perfectă, fix așa cum este. Motivul pentru care poate nu o vezi frumoasă și perfectă este acela că te lupți cu ceea ce este. Te afli într-o mare neacceptare, experimentezi o mare opunere de rezistență față de ceea ce este și această opunere de rezistență conduce la experimentarea vieții ca fiind suferință, durere, disconfort, neplăcere și multe altele. Lecția pe care noi ca oameni o avem de învățat este acceptarea. Și este esențial să te deschizi înspre a accepta lucrurile așa cum sunt, înțelegând că acceptarea nu este altceva decât o intenție. Intenția este polaritatea pe care tu o experimentezi pe nivelul cel mai adânc al ființei. Iar această polaritate poate fi schimbată într-o secundă dacă tu alegi cu sinceritate asta. Deci pentru a te deschide spre acceptare, dă-ți voie în primul rând să alegi intenția în această direcție. Mai apoi, amintește-ți că există un Dumnezeu și dacă Dumnezeu a permis ca ceva să fie experimentat, ca ceva să fie trăit, cine suntem noi să ne luptăm cu asta? Lupta cu ceea ce este, opunerea de rezistență față de ceea ce este, indică, de fapt, o luptă și o opunere de rezistență față de Dumnezeu însuși, amintindu-ne că există un Dumnezeu și că El a permis spre experimentare ceea ce experimentăm, sunt șanse mai mari să mai facem și noi măcar un mic pas înspre acceptare. Și în cele din urmă, dă-ți voie să experimentezi pentru tine. Nu mă crede pe mine, nu crede pe nimeni altcineva, ci dă-ți voie să validezi în experiența ta dacă o postură a acceptării vine cu mai multă împlinire, pace și liniște și iubire, sau o postură în care te lupți, opui rezistență, este cea satisfăcătoare pentru tine. Dacă postura luptei și opunerii de rezistență este cea care te satisface, atunci este foarte bine. Însă, dacă observi că luptându-te și opunând rezistență vieții nu îți aduce împlinire, poate că a venit momentul să experimentezi cu altceva. Iar acel altceva pleacă de fiecare dată din intenția acceptării. Experimentează și vezi cum se simte în cazul tău acceptarea. Din experiența mea și din experiența altor oameni care s-au deschis înspre acceptare, toate nivelurile și dimensiunile experienței de viață tind să se armonizeze în acceptare.